Luni, bine venit la Fecive Moșcăt. Bine v-am găsit. Sunt, sunt bine, mă bucur că am ales să vin, să vin la Hermannstadt. A contat foarte mult pentru mine că am fost zorit de, de patronat, de conducere, de stafful tehnic și mă bucur că am intrat în familia acestui club. Un motiv pentru care am ales Hermannstadt a fost discuția cu mister, în care mi-a explicat unde, unde mă vede el în teren și unde dau eu un randament foarte bun. Poziția mea în spatele, în spatele vârfului, un număr 10, acolo, acolo mă simt bine. Pot să joc și mă simt bine și în cal numărul 8 și în dreapta dacă este nevoie, dar cu mai multă libertate de, de mișcare. Îți place Sibiu? Ai evoluat totuși la Glas Metan? Ai avut niște sezoane reușite acolo? Da, m-am simțit bine. Mereu când aveam o zi, două liberă, dădeam fuga până în Sibiu, un oraș foarte frumos, liniștit, unde este liniștea necesară pentru a face performanță. Am o curiozitate și nu știu dacă ai mai primit întrebarea asta, dar mă risc totuși. De ce Ronaldo și care dintre ei? Presupun că Ronaldo primul, noarul, nu? Brazilianul. Da, tata l-a plăcut foarte mult pe brazilian Ronaldo. L-a văzut încă înainte să explodeze în fotbalul mare și mi-a pus numele liber. Dar favoritul tău care? Sigur ai văzut pe amândoi. Cristian. Da. Ok, un mesaj pentru suporterii Fecive Moșcăt. Îmi doresc să fie alături de noi pe tot parcursul sezonului. Cred că suntem o echipă cu un mix bun de jucători cu experiență și jucătorii tineri cu o cotă bună. Este stadion nou, așa că îi așteptăm alături de noi să ne prindă de la spate și noi să-i răsplătim prin evoluțiile noastre. Forța Hermannstadt!